Mă bucur că putem să continuăm studiul început în epistola către Romani. Am văzut că tema principală, subiectul care se desfășoară în această epistolă este sala de judecată a lui Dumnezeu. Acolo, în aceste capitole se arată că legea fundamentală a lui Dumnezeu, cea care prin care Dumnezeu conduce întregul univers, a fost călcată de om omul a căzut în păcat, iar acum Dumnezeu a găsit o cale prin Fiul Său, prin Evanghelie, prin acea explozie, prin acea dinamită, să îl scape pe om din nou din starea în care este și să-l aducă înapoi în stadiul de sfânt și neprienit, așa încât Dumnezeu să privească cu bunătate la el și să fie bucuros că omul a scăpat din moarte. Cei care nu vor să creadă, cei care rămân și rezistă puterii Evangheliei, ei vor gusta mânia lui Dumnezeu, cum am văzut, în la sfârșitul timpului. Acum, trebuie să înțelegem că toți oamenii sunt separați de Dumnezeu. Am văzut că. Păcatul nu este în trup, ci este în Duhul nostru și pentru că toți moștenim viața lui Adam, cu toții moștenim această eroare în Duhul nostru și suntem toți despărțiți de Dumnezeu și suntem toți suplege. Și nimeni dintre noi nu poate să se elibereze din situația în care el a fost născut. Cred că aceasta a fost introducerea care am văzut-o data trecută, a fost subiectul că nu se are în vederea fața omului, Dumnezeu judecă corect și există aceeași unitate de măsură atât pentru iudeu cât și pentru grec și anume, cum am citit aici, legea lui Dumnezeu. Cine o ține este corect, cine nu o ține este condamnat. Și acum dorim să citim mai departe și vrem să vedem dacă chiar evrei au un avantaj față de greci sau față de păgâni sau nu. Citim din la capitolul 2 de la versetul 17. Tu care te numești iudeu care te rezem pe o lege, care te laud cu Dumnezeul tău, care cunoști voia Lui, care știi să faci deosebire între lucruri pentru că ești învățător de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățătorul celor neștiuitor, pentru că în lege ai dreptarul cu noștinței de pline și adevărului. Deci iată aici este evreul care a fost înzestrat cu o lege care este îndreptarul pe deplin al adevărului. Însă, tu deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți. Tu care propovăduiești să nu furi, furi. Tu care zici să nu prea curvești, prea curvești. Tu căruia ți-e scârbă de idol, lejefuiești le templele. Tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele Lui Dumnezeu între neamuri după cum este scris. Deci iată, evreii au avut un avantaj, ca și creștinii de astăzi, au un avantaj față de cei seculari sau necreștini. Însă, e vreo deosebire între ei în viața reală? Sau în viața reală. Nu există nicio deosebire. Fac și ei același lucru. Ei spun că țin legea și poate o țin din punct de vedere exterior, dar când te uiți mai aproape să înțelegi legea, atunci vezi că, de fapt, cel care zice că este văzător este orb. Cel care zice că este un învățător al legii, nu cunoaște. De aceea, din pricina voastră este hulit numele Lui Dumnezeu între neamuri după cum este scris. Tristă situația de atunci și tristă situația de acum. Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge Netăiere în prejur. Iată ce simplu o spune aici Apostolul Pavel. Dacă deci cel netăiat în prejur, păzește porunce lui, netăierea lui în prejur, nu îi se va socoti ea ca o tăiere în prejur. Cel netăiat în prejur din naștere care împlinește legea, nu te va o el pe tine care o calci măcar, ca slova legii și și tăierea în prejur. Deci ai slova legii și ai tăierea împrejur și tot o calci, vei avea tu, și -o scuză, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăierea împrejur este cea a inimii, în duh, nu în slovă. Iată ce minunat! Este aici scris, cuvânt cu cuvânt, că păcatul nu poate să fie în carne. Păcatul nu poate să fie în trupul nostru. Păcatul este doar în Duhul nostru. Și tăierea în jur, nașterea din nou, cum am văzut data trecută, nu poate să fie o naștere din nou a trupului. El va fi refăcut la venirea Domnului Hristos. Cei care sunt în viață vor fi transformați și cei care au murit se vor învia în slavă. Însă, nașterea din nou, care noi avem acum nevoie, tăierea în care este necesară pentru o schimbare a vieții, este o tăiere în a Duhului, nu a trupului. Nu astfel un astfel de iubeu scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Să privim un pic acest pasaj, că am încercat să-l pun într-un într-o poză. Aici este Dumnezeu, aici este legea lui veșnică, imaginea felului de a fi, adevărul. Și aici îl avem pe omul tăiat în prejur în trup, adică în carne, și aici îl avem și pe cel netăiat în prejur în trup sau în carne. I-am desenat pe amândoi în afara legii. Asta înseamnă că amândoi nu pot să țină legea. Este imposibil ca cel tăiat împrejur în trup să poată ține legea și cel netăiat împrejur în trup să poată ține legea, pentru că amândoi sunt netăiați împrejur în duh. De aceea diferența în trup nu aduce niciun folos. Ceea ce este de folos este când ești netăiat împrejur în trup sau când ești tăiat împrejur în trup și ești în cadrul legii, atunci ești neprienit pentru că ești tăiat împrejur în inimă. Și chiar dacă ești netăiat împrejur în trup, dar ești tăiat împrejur în inimă, tot neprihănit ești. Deci, dacă am înțeles ideea, atunci sărim un pic la acel lucru pe care Apostolul Pavel îl scrie despre Avram. În Vine de-abia în cealaltă, cealaltă oră, când vom vorbi despre credința lui Adram, dar vrem să vedem în versetul 11 din capitolul 4, apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a neprieniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Deci, un semn extern nu poate niciodată să înlocuiască starea ceea ce trebuie să fie în inimă. Deci, un om care se botează trebuie să fie schimbat înainte, pentru că botezul este doar un sigiliu a ceea ce el a trăit deja, a murit față de eroarea lui. Niciun semn extern nu are o virtute. El este doar ca un semn că ceva în inimă s-a întâmplat. Pentru că Avram, o să vedem, a fost îndreptățit prin credință înainte să fie tăiat în prejur. Aceasta este necesar ca să înțelegem. Și dacă ne uităm încă o dată la schimbarea internă care a avut loc în Adam când el a luat cuvântul șarpelui și s-a orientat și a mâncat din acel rod, el a zis, eu sunt Dumnezeu. Și crezând că este Dumnezeu, el acum trăiește într-o minciună, se auto el este orb față de sine, în cine se mai poate încrede? În Dumnezeu nu se mai poate încrede, numai el însuși, el este acum încrezător în oameni, Motivația lui nu mai este dragostea care l-ar ține în viață, și mândria și egoismul. El acum acționează în favoarea lui Satana. El nu mai cunoaște legea, el dă ca să primească, este legea morții. El trebuie să meargă după câștig, dar acum crede că câștigul este să primească, și aceasta este ținta tuturor deciziilor omului. Pierderea este când nu primesc de aceea el trebuie neapărat să facă totul ca să primească, toate hotărârile sale sunt greșite și pierderea când ajunge în necaz este inevitabilă. Deci fiind făcută această schimbare în inima noastră, schimbând identitatea noastră, ați văzut că schimbând identitatea, toate restul se schimbă. Când identitatea rămâne corectă, totul rămâne. De aceea, când Adam a făcut, el a fost schimbat în identitatea lui și această identitate o de la toți. Și atunci, are vreunul vreun avantaj? Da, evreii aveau un avantaj, pentru că lor li s-a dat legea, li s-a dat avantajul ca să, să propovădească lumii adevărul, dar nu un adevăr extern, ci unul intern. Citesc mai departe din capitolul 3. Care este deci întăietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Deci este un avantaj acolo. Și ce are de a face dacă unii n-au crezut necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, din potrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprienit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprinirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuie mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum. Pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, când pretind unii care ne vorbesc de rău că spunem noi, o acestor oameni este dreaptă? Deci, Pavel vrea să spun aici că sunt unii oameni. Care spun, oricum nu putem face binele. Dar așa ne-am născut. Și se poate vedea în contrast neprienirea când vezi nedreptatea. Dar și aceasta este o cumplită eroare. Ca să dovedești dreptatea, n-ai nevoie niciodată de nedreptate. Pentru că dreptatea a fost înainte. E doar datorită că nedreptatea a venit și s-a vindecat ca, sau s-a, vândut ca dreptate, trebuie acum să pui lângă nedreptate, care aparent e dreptate, dreptatea reală, ca să se vadă diferența. Noi toți ne naștem nedrepți, adică nu nedrepți, cu o eroare care ne face să facem nedreptate și atunci suntem nedrepți. Noi, prin acțiunea noastră, devenim nedrepți, dar nu avem nicio șansă. Trebuie să acționăm din această eroare, și atunci, imediat, devenim nedrepți prin ceea ce facem. Dar, acum, ca Dumnezeu să-și descopere sau să ne descopere nedreptatea, El are nevoie de dreptatea Lui să o descopere. De aceea, tot planul de mântuire este acolo ca să descopere dreptatea lui Dumnezeu, ca să zic aici atunci când vei fi judecat să fi găsit neprienit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Deci, când, când Dumnezeu va judeca, El va ieși drept pentru că El a arătat fiecărui om ce înseamnă dreptatea ca El să-și poată vadă propria nedreptate. Dar unii zic, dacă așa ne-am născut, atunci de ce ne poate pedepsi? De ce să devenim, cum să zic, motivul mâniei sale? E, devenim motivul mâniei sale datorită faptului că dreptatea pe care el o-a arătat, arătat este respinsă. Pentru că oamenii respingeau. Iudeii mai ales respingeau mesajul Evangheliei și această respingere este aceea pe care Pavel aici o numește. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fim că am dovedit că toți fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Asta e dovada. Toți suntem sub păcat pentru că avem o fire păcătoasă și nu avem nicio șansă de ieșire de acolo. Deci, din capitolul 2, 17 până la 3, 18, vedem că avantaj este, dar nu un avantaj al Ființei, ci un avantaj al Chemării. Evreii au fost chemați la lucrare, lor li s-a arătat adevărul și ar fi putut să fie o lumină a Lumii. Dar, în loc ca să fac aceasta în loc să știe cine sunt, ei a, au dat la o parte și n-au făcut ce trebuie. După cum este scris, nu este nici un om neprienit, nici unul măcar, nu este nici, un, nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, toți s-au bătut și au ajuns niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici măcar unul, Gâltejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbele lor ca să înșele, sub buze au venit de aspidă, gura lor este plină de blestem și de amărăciune, au picioarele grabnice să verse sânge, prăpăduri și pustirea sunt pe drumul lor, nu cunosc calea păcii, frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprienit înaintea lui prin faptele legii, toarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Acum intrăm în subiectul care îl numim noi neprienirea prin credință. Și Primul lucru care Pavel a arătat în aceste texte anterioare a fost rolul legii. Și vrem să vedem și noi care este rolul legii. Dumnezeu l a, a creat legea. Și o ființă care are un Duh trebuie să aibă încredere ca să ia din Dumnezeu pentru apoi ca să dea. Luatul și încrederea este invizibilă. Fapta este însă vizibilă. Atâta timp cât Adam și Eva n-au mâncat din rod, era evident că încrederea lor era în Dumnezeu. Se vedea pe faptele lor că nu au mâncat din pomul oprit. Erau nepriheniți, drepți. Acum vine Lucifer și El zice: Ascultă-mă pe mine. Și eu îți ofer ceea ce tu ai nevoie. Și pentru ca omul să ia din Lucifer, El trebuie să, să nu mai aibă încredere în Dumnezeu. Iată, această încredere în Lucifer, iarăși, este invizibilă, dar tot ce dai mai departe. Devine vizibil. Deci, omul a trebuit să se nu mai încreadă în Dumnezeu, asta înseamnă nu mai ia din El și apoi El devine păcătos și nedrept, pentru că acum se încrede în Lucifer, ia din El și iată că El face faptele vizibile ale celui rău. Însă, acum, situația groaznică. Care aduce păcatul este orbirea față de sine. Omul nu mai vede că la el este ceva greșit. Aici putea să discernă că a mâncat din rodul acela este greșit, dar când a fost și a mâncat acel discernământ, a. S-a pierdut. Conștient, da, dar în inimă, el nu vedea nimic că a fost vreo greșeală în ceea ce a făcut. De aceea, rolul legii pe care Dumnezeu o dă mai târziu, pentru că ea era cunoscută, dar o dă poporul Israel pe Muntele Sinai, este tocmai ca să deschidă omului căzut în păcat ochii despre starea lui. Pentru că el nu mai poate să o vadă. Dacă el însuși acum crede că este Dumnezeu, cum să mai vadă el dependența sa de Dumnezeu? El acum crede că este independent. El nu vede că se încrede în oameni și se încrede în Satana și în animale. El nu vede acest lucru. Pentru că este invizibil. Dar, măcar după faptele lui, ar putea să-și dea seama că în el ceva nu este în ordine. Și iată, de aceea Dumnezeu, deși legea este una, de unde iei și unde te încrezi, aceea dai, Dumnezeu scrie legea în 10 percepte, pentru că el știe unde este problema și acolo vrea să pună accentul. De aceea o scrie pe două table, pentru că există un luat și un dat. Prima tablă este exclusivă, pentru că de acolo unde ei trebuie să ești legat de viață și acolo unde ești, dai, ești nelegat, ești independent. De aceea zice să nu ai alți Dumnezei, pentru că eu sunt singurul Dumnezeu, să nu te închin la niciun idol, idol, să nu iei în deșert numele Dumnezeu, adică să nu reprezinți, să zici că tu ești iudeu, dar de fapt nu trăiești ca un iudeu. Deci Dumnezeu în aceste trei percepte interzice de a ne orienta după altceva decât după Dumnezeu. Acum, porunca a patra este o poruncă în care zice aduți aminte de ziua sabatului, Aduți aminte că tu ești o ființă creată și ești dependent de Dumnezeu. În porunca cincea, spune cinstește pe mama și pe tata. Ea este porunca sănătății pentru că, ca să-ți meargă bine și să ai viață lungă. Cea mai, cele mai multe boli vin datorită faptului că nu putem să ne cinstim părinții pentru că ei ne sunt... Ei ne sunt... Um, sursă de unde luăm. Ei sunt pe loc de Dumnezeu. Doar atunci când Dumnezeu a devenit sursa noastră, cinstea părinților este posibilă ca să cinstești pe mama și pe tata. Iar apoi zice să nu ucizi, să nu comiți adulteri, să nu furi, să nu minți, să nu poftești ce este aproape lui tău. Deci sunt cinci porunci care interzic din nou luatul. Deci, primele trei porunci interzic să nu iei de aici. Pentru că omul ia de aici, dar nu vede. Și atunci Dumnezeu zice, uite-ți, ai făcut idoli, cum am citit înainte, ați făcut imagini după, după ființele acestea dobitoace și vă închinați la ele. Dumnezeu a făcut clar când ei de acolo înseamnă că faptele tale nu pot fi bune. La fel, ultimele cinci, spune nu ucide, pentru că ai ucide ca să ei, nu comite adulteri, pentru că ai comite adulteri ca să ei. Nu ai fura decât să ei, nu ai minții decât să ei, nu ai poftii decât să ei. Și El vrea să spună clar, fiți clar, de aici să nu iei, pentru că toată problema este de unde iei, dar de unde iei, în acela te încrezi. De aceea Dumnezeu zice, dacă ai ține porunca a, a, a patra, dacă ai ști că tu ești o ființă creată, dacă noi am fi înțeles sabatul, în ce sens arată el, noi... Da, am avea și eu o atitudine externă asupra Sabatului, dar în inima noastră noi am fi legați de Dumnezeu. Dar majoritatea celor care țin Sabatul sunt în inimă legat tot de Satana, tot de oameni, tot de alți, alții. Și atunci ei calcă legea exact așa cum zicea aici. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu care provodești să nu furfuri. Pentru că ei de unde? Nu trebuie să iei. Nici n-ai văzut unde este problema. Și aici este porunca, a da. Sunt doar două porunci, deci în cele zece. Să iei din Dumnezeu și să dai la ceilalți. Aceasta este porunca. Și dacă o reducem, există doar o singură poruncă în cine te încrezi, de acolo ei. Și pentru că n-ai cum să reții pentru tine, pentru că reținerea ar fi. Moarte, tu dai mai departe ceea ce ei Trupul, dacă ar reține mâncarea, stomacul, a muri. Dacă uh, inima ar menține uh, sângele, a muri. Deci, legea de acolo unde ei imediat trebuie să dai mai departe. Deci, practic, este o singură lege. Un singur. Principiul din care toți luăm din Dumnezeu și atunci, automat, dăm mai departe ceea ce este bun. Tot ce făcea Adam din Dumnezeu era drept, era neprienit. Tot ceea ce face din Satana este nepri, este nedrept, este păcat. Deci, prin lege, Dumnezeu ne descoperă păcatul. Ceea ce luăm, a ceea ce -și Ia aceea este și ce dăm. Vedeți, ori de câte ori prezint legea în seminariile mele, vin oameni la mine și, și spun: Nu m-am văzut niciodată atât de egoist ca în această prezentare. Da, este una dintre cele mai puternice prezentări pe care mi-a dat Dumnezeu să explic rolul legii. Și acum două săptămâni am fost într-o. Conferința am prezentat uh, și o doamnă din public zice, ăsta adevărul, când am prezentat Legea, dar unde harul. Și atunci zice, harul e atunci puternic, sau doar atunci vom lua harul când am înțeles starea noastră de păcat. Pentru că Oamenii cred că ei poate să țină legea. Și eu vreau să arăt clar că nimeni nu poate să o țină. De aceea Pavel zice, nu există salvare prin faptele legii. Nu merge, pentru că legea are rostul să-ți descopere eroarea pe care nu o vezi. Și a fost foarte bună întrebarea, pentru că ea a văzut Așa este. N avem nicio șansă. Dar cum ieșim de aici? Și singura șansă de a ieși de aici este să înțelegem. Să înțelegem că avem nevoie de un mântuitor. Pentru că fiind prinși de Lucifer, fiind prinși de propria noastră eroare, noi nu mai putem ieși de aici. Și legea are rolul să ne deschide ochii. Deci, rolul legii este foarte clar definit. Iar acum vine neprihenirea prin credința lui Hristos pentru toți care cred în El. Dar acum s-a arătat o neprihenire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc. Legea și prorocii, adică scrie lui Moise, în care este scrisă legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprieniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe el, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credință în sânge lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprienirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea de lungii răbdări a lui Dumnezeu. Pentru că în ea, că, pentru că în vremea de acum să-și arate neprienirea lui în așa fel încât să fie neprienit și totuși să socotească neprienit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor. Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprienit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti prienit prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci prin credință desfințăm noi legea, nici deci de cum, din potrivă, noi o, noi întărim legea. Deci, haideți să privim. Iisus Hristos, jertfa de ispășire, acoperirea chivotului. Aici este Dumnezeu și El a făcut un sanctuar, a dat o ordine cum să se facă această clădire și pentru ca să ilustreze cum El poate să mântuiască pe om. Și sanctuarul Chivotul era în Sfânta Sfintelor și acolo se făcea ispășirea. Odată pe an, numai marele preot intra și aducea jertfa și stropea sângele acelui miel jungheat pe această acoperirea chivotului. De fapt, când citim aici, când spune că el a devenit o jertfă de spășire, această jertfă de spășire, de fapt, este chivotul sau uh, acoperirea chivotului. Așa tra traduce Luther și uh, în românește probabil că n-a sunat așa bine, de aceea s-a făcut și a spus că este o jertfă de ispășire, care de fapt înseamnă tabloul acesta al acoperirii chivotului. Și acest tablou al acoperirii chivotului este nimeni altul decât Hristos. Deci, pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a făcut ca o jertfă de ispășire. El a fost și a trebuit să fie fiu de om, natura păcătoasă, pentru că ea trebuia să fie eliminată de om. Era fiul de Dumnezeu, că avea natura divină. El, când a fost zămislit și s-a născut, avea încredere în Dumnezeu, el a luat doar din Dumnezeu și a dat doar din Dumnezeu. Deci Iisus Hristos a rămas întotdeauna în cadrul legii, niciodată n-a călcat-o și trebuia să rămână în cadrul legii pentru că mielul să fie, care trebuia să fie junghiat, trebuia să fie fără prihană. Pentru că în chivot stă legea și pe chivot se punea, pe acoperătoare se punea sângele. Dar sângele este iarăși un mijloc fizic care trebuie să ilustreze un lucru spiritual. Și sângele este nimic altceva decât viața Domnului Hristos. Și viața lui corespunde pe deplin legii. De aceea, viața lui, fiind viața mea, el mă răscumpără pe mine din imposibilitatea de a ține legea. Și el o ține pentru că apoi să-mi dea și mie moștenirea să o pot ține și eu. Deci, găsim aici în Roman 4, la sfârșit, versetul 24, sau citesc 23. Dar nu numai pentru el este scris că i a fost socotită ca neprienire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre, a trebuit pe cruce să răstignească firea păcătoasă și păcatele care le-am făcut din această fire și a înviat din pricina că a fost socotiți neprieniți. Deci totul se face din viața lui Hristos. El este, deci, jertfa de spășire, el este această acoperire a chivotului. Eu, dacă aș sta în fața judecății, aici este tronul de judecată al lui Dumnezeu, legea m-ar condamna. Dar dacă credința lui Hristos, pentru că credința lui este mântuirea noastră, da? E foarte frumos scris aici. Și anume neprienirea dată de Dumnezeu care vine prin credință în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și acum iarăși traducerea este deficitară pentru că ar trebui să scrie și anume neprienirea care dată de Dumnezeu care vine prin credința lui Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Așa este uh, corect și așa este realitatea. Numai prin credința lui Hristos noi devenim nepriheniți, încrezându-ne în El. Este meritul Lui că noi putem fi mântuiți. Niciodată meritul nostru. Deci, legea ne va condamna. Dar datorită credinței care n a fost neîntreruptă în viața lui Hristos în Tatăl Său și faptele lui au fost corecte. El a fost răstignit pentru ca să distrugă firea păcătoasă încă pe în timpul vieții. Apoi a murit pentru ca să învieze din morți o ființă total nouă ca să ne dea acel lucru ca moștenire. Deci, noi suntem mântuiți prin credința lui Hristos, prin viața lui, dacă noi, toți cei credem în el. Aici nu este nicio deosebire. Toți toți au păcătuit și sunt distriți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprieniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie prin credință în sânge lui o jertfă speșire, ca să-și arate neprienirea lui, căci trecuse cu vederea păcate înainte, în vremea îndelungei, răbdări ale lui Dumnezeu. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprienirea lui, în așa fel încât să fie neprienit și totuși să socotească neprinit pe cel ce crede în Isus Hristos. Deci când a fost el descoperită neprienirea lui? A fost descoperită prin viața Domnului Hristos. Isus Hristos a descoperit întreaga neprienire a lui Dumnezeu și descoperind-o în vremea de acum, de aceea Pavel vorbește, acum s-a arătat neprienirea lui, în așa fel încât să fie neprienit și totuși, de să nu fie o contradicție ca Dumnezeu să socotească neprienit pe păcătos. Pentru că cum să-l socotească pe păcătos neprienit? Ar fi o nedreptate. Dar pentru că Hristos a venit, a devenit eu a devenit Adam. Acum prin el el poate să ne socotească neprienit pe cel ce crede în Isus, pentru că dacă credința lui a biruit, dacă eu iau viața lui și viața lui devine a mea prin credința mea, credința lui devine și credința mea, faptele lui devin și faptele mele. Și aceasta este îndreptățirea prin credință. Nimeni nu poate să iasă din situația în care este. Toți suntem sub păcat. Toți vom fi condamnați care n-au crezut în Hristos de lege. Pentru că Dumnezeu le-a dat ocazia, le-a dat tot ce a avut ca ei să iasă de acolo. Dacă ei n-au vrut, dacă ei au ales eroarea, atunci Dumnezeu nu mai poate să facă cu ei nimic. Dumnezeu deci poate să socotească neprihănit pe un păcătos ca mine, pentru că Isus Hristos a devenit eu și pe cruce, prin credință, eu devin El. Și așa se face un schimb al vieții. Aceasta se face doar prin credință. Pe cruce, eroarea mea moare, pentru că mi s-a descoperit înainte, prin lege, că sunt în eroare. Pe cruce primesc salvarea din eroare, salvarea din încrederea în oameni, salvarea din încrederea în mine însumi, salvarea din încrederea ceva, altceva decât este Dumnezeu. Și atunci ajung la încrederea în Dumnezeu prin Hristos și în mod desăvârșit într-o zi. Mă bucur că îndreptățirea prin credință este așa de simplă. Și totuși, câteodată ne trebuie atât de multe cuvinte ca să o explicăm. Noi am fost pierduți. Hristos a trebuit să vină să se facă om, să răstignească firea păcătoasă și să-L recreeze pe om din nou prin moarte și prin învierea Lui, ca noi să avem o moștenire care o putem lua doar în credință. Luând-o, ea devine a noastră. Însă nu este o credință închipuită, ci este o, o credință care într-adevăr ne leagă de Dumnezeu. Și atunci faptele noastre vor dovedi că nu mai suntem legați de oameni, ci suntem legați de Dumnezeu. Amin.